Marius de Reul spune în fotbal că victorii le aduc victorii. Așa va fi și sâmbătă? Ne dorim tot sufletul. Ne dorim tot sufletul să legăm două, trei rezultate bune. Să demonstrăm că ultimele jocuri, mă refer la cel de la CFR, chiar dacă n-am avut rezultate de partea noastră, dar a fost un joc bun. Și cu victoria de la media și că suntem pe un drum bun, exact ceea ce gândeam și eu și ceea ce ne doream. Ținând cont de perioada zbuciumată care a fost în ultima perioadă la noi, plecări, cu veniri, cu acest sfârșit de mercat. Fără să-i deranjăm pe cei de la Gazimetan, să cred că UTA e alt calibru, nu? La momentul de față. Sunt acolo lângă noi, sunt o echipă de play-off în momentul acesta, este o echipă incomodă. O echipă bună. Ei studiat unde sunt mai puternici, unde sunt mai vulnerabili? Puternici, ei ca și individualități, nu cred că sunt pe zinul, dar ca și grup sunt destul de puternici. În România, de multe ori, grupul poate să câștige multe meciuri. Mai tăi? Cum sunt băieții? Ei sunt bine. Mai așteptăm și noi să mai ne ajungă jucătorii care îi mai avem de adus. Cei care au venit, am mai avut o săptămână la dispoziție să încercăm să integrăm cât mai bine, din toate punctele de vedere, dar mai am nevoie de timp. Observ ce se întâmplă în Liga 1 cu cazurile de COVID. Ești îngrijorat? Bineînțeles că sunt. Am trăit-o și noi. De la un singur caz, eu practic nici în momentul acesta nu mă schimb în vestiar, îi chem pe toți la stadion, tot de teama acestui lucru. Eu am avut un singur caz. Dacă probabil mă schimbam în vestiar în acea perioadă când el n-a fost testat, probabil acum am fi trăit și noi ceea ce trăiesc alte echipe. Sacrificăm, chiar dacă, eu știu, am sacrificat un meci la CFR când am avut 4 sau 5 jucători, pentru că numai simplu fapt că s-am întâlnit cu el și au vorbit cu el, am sacrificat, am riscat să nu iau un lot, pentru a nu risca un focar. Fiecare echipă își face, eu știu, strategia așa cum crede de cuvință. Eu încă la Botoșani ne schimbăm la stadion, venim în mașini nu mai mult de 2, facem sacrificii imense, jucătorii fac sacrificii imense. Unii am avut, săptămâna trecută am avut 4 răciți din cauza asta, dar prefer să fie doar o simplă răceală decât tatăl la tenis. Am 3 săptămâni de când nu pot să-l folosesc și este andorul meu. Toată lumea trebuie să fie mult mai atentă când bagă la comun un număr mai mare de jucători, de băieți. Pentru că riscă foarte mult, din cauza unuia se pot îmbolnăvi 10, 15, 20 de jucători, ceea ce pentru Botoșani ar fi o catastrofă din punctul meu de vedere. Deci nu l-ai nici pe el, nici pe David la acest meci, nu? Nu. Încă nu s-au... Au ieșit din perioada de 14 zile. Acum rămâne să le fac toate analizele. După care să intre la grup. Probabil pentru meciul cu Steaua va apărea, dar în meciul acesta 100% nu. Pentru că nici nu poate fi pregătit din punct de vedere fizic. Iar eu nu mă joc cu sănătatea unui jucător important pentru noi și pentru naționalul unui tineret.